Salutări tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe canalul nostru de YouTube, Pescarul Ardelean. În episodul de azi am să vă arăt cum să faceți o mutură cu litcor. Deoarece majoritatea dintre voi ați ales la votul de pe Facebook ca să facem mutura cu litcor, asta am să vă prezint acum, în câteva minute. Pentru început, am să vă enumăr componentele de care aveți nevoie pentru a efectua această mutură. O să aveți nevoie de o creșetă pentru litcor, de un clips dacă efectuați mutura de plumb pierdut, de un plumb, de un cârlig gata legat cu un vârteș rapid, de niște litcor, eu prefer mărimea de 35 de libre, o farfecă, o neată pentru riguri și de o brichetă. Pentru început, ansălăm în jur de 80 cm, aproape 1 metru de litcor. Îl tăiați pe acesta, după care o să luați un capăt de la litcor, o să împingeți parte de plumb din interior spre exterior, luați în jur de 10 cm, tăiați pe acesta, după care o să trageți înapoi firul de litcor. Pentru a introduce croșeta în litcor, o să depistați unde ați tăiat partea de plumb de litcor. Acesta începe aici. După ce ați găsit partea din litcor unde începe miezul de plumb, o să las croșeta și o să-l introduceți pe acesta chiar acolo unde începe miezul de plumb. Introduceți croșeta în jur de 2 cm, este suficient. Scoateți croșeta, prindeți capătul de la litcor, întoarceți clapeta de la croșetă și trageți partea pe care ați prins-o cu capătul croșetei prin litcor, dar este mult mai simplu dacă prin bucla aceasta introduceți un obiect care să ofere mărimea pe care doriți să aveți la bucla de litcor. Și de aici doar trageți de firul de litcor, după care prindeți partea mai lungă a litcorului și trageți ca să vedeți dacă ați făcut așa cum trebuie. După cum vedeți, oricât de tare trag, nu intră firul acesta înapoi, așa că am făcut partea aceasta corect. După acesta, am să lăsăm foarte puțin, un jumătate de centimetru din fir în afară, tăiem restul și după aceea ardem firul cu bricheta ca acesta nici de cum să nu intre înapoi în litcor. După ce ați ars un pic, îl presați de brichetă și acesta va arăta astfel. Acesta va fi capătul nostru de care vom lega firul principal. Trecem acela capăt de litcor, o să introducem clipsul de plumb prin croșetă pentru a fi mai ușor de tras litcorul prin acesta. După ce am tras clipsul de plumb în partea corectă, asigurați-vă că aveți bucla pe care am făcut-o mai înainte în cealaltă parte. Aici, iarăși o să scoatem un pic din miez. Tragem firul înapoi și am să căutăm din nou unde începe miezul de plumb. Am să luăm croșeta, intrăm cu acesta în litcor, în jur de 2-3 cm, ieșim prin litcor
Și acum nu o să tragem imediat partea aceasta înapoi în litcor, cum am făcut la buclă, ci am să luăm vârtejul cu agrafă rapidă și anti-tangle, pe care avem cârligul regat. Trecem prima dată capătul de litcor prin acesta. Și doar acum am să prindem iarăși acest capăt și îl tragem prin litcor. Trageți de acesta până când aici se strânge. După aia puteți să trageți de vârtej și de firul principal de litcor. Ne-a rămas iarăși o parte de litcor. Tăiem din surplus și arde un pic din el, după care îl presăm. Și așa prindeți vârtejul de litcor. Tot ce ne-a mai rămas de făcut este să luăm clipsul de plumb, tragem vârtejul prin acesta. Ok. O să luați plumbul. Acesta este un plumb de 120 de grame. Treceți peste clips și veniți înapoi cu conul de gumă și puneți peste acesta. Deci, avem căligul nostru gata legat. Înaintașul de fluorocarbon. Acesta ajută ca firul nostru să nu se încurce. Un con anti-tangle cu vârtej rapid care intră în clips. Plumbul nostru care este pe clips. Un con de cauciuc. Litcorul nostru care are în jur de 80 cm după ce am terminat de lucrat cu el. Și în capăt aveți bucla. Există mai multe variante de a lega firul principal de bucla de litcor. Eu prefer metoda needle knot, dar astăzi o să vă arăt o modalitate mai ușoară de a lega firul principal de litcor. Tot ce aveți de făcut este să legați o buclă dublă, dar să lăsați urechea acestuia cât mai lungă, pentru a putea trage acesta peste călic și peste plumb. Facem buclă dublă, aici trebuie umezit. Aveți bucla dublă, tăiem din surplus. Și acum, luați capătul de litcor pe care l-ați făcut, bucla voastră dublă și o treceți pe aceasta prin gaură de litcor. O să vin cu acestea până la începutul monturii. Treceți pe acesta peste cârlig, peste montură și acesta va veni înapoi până în capătul buclei. Înainte de a termina acest episod, v-aș ruga să lăsați un comentariu cu montura voastră preferată, să ne dați un like și un subscribe, dar ceea ce ne încurajează foarte mult. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în episodul următor. Numai bine!